Tudor, bine ai venit acasă. Salutare, bine ai revenit. Două subiecte. Prima, politica și istorie. Nu. Nu vorbim nici politică, nici istorie. Vorbim despre revenirea ta pe simezele medieșene după 10 ani. Cu trei lucrări. Cu trei lucrări. Din păcate doar trei lucrări, pentru că suntem vreo 20-21 de expozanți. Adică cred că ar trebui să se facă încă un muzeu ca să putem să expunem toți la capacitate maximă. Cam ce ai vrut tu să spui prin cele trei lucrări? Sunt de dimensiuni mari, te reprezintă? Una cred că eu am mai văzut-o pe undeva. Da, una este cea din mijloc. Cea din mijloc, adică sunt trei lucrări, dragii mei. În mijloc e așezat autoportretul meu, care sunt ochii mei. E o lucrare realizată în 2010, e ultima lucrare realizată în atelierul unchiului meu, Muntean Grigore, care din păcate a plecat la șeful sus să îi picteze puțin poarta, că era deja scorojită. Celelalte două lucrări, una se numește Renaștere, Phoenix Renașterea, e exact ce simțim noi de fiecare dată când ne gândim la România. Adică am ieșit din cenușă, am dus războaie, ne-am vândut o parte din țară, am cumpărat-o la loc, tot timpul am renunțat. Cealaltă lucrare se numește Trandafirul Deșertului și am dat numele acesta pentru că noi, românii, suntem frumoși ca trandafirii. Suntem țepoși ca trandafirii, fragili ca trandafirii, dar de multe ori suntem pustii ca deșertul, din păcate. Pentru că de multe ori uităm de unde am plecat, unde am ajuns, unde revenim, totul e cenușă din punctul ăsta de vedere. De la punct de vedere, mă bucur că am revenit acasă în Mediaș și că stau de vorbă cu domnul Mircea. Pe când o personală? O personală o să o pregătesc, e deja în lucru. Sper să se întâmple în aprilie, chiar aici la Muzeul Municipal Mediaș. O să fie în dublu exemplar, să zic, expoziția personală și un festival care va purta numele. Un festival de muzică pentru copii și tineret. Încă nu știu dacă va fi festival național sau internațional. Alături de soția mea, Cătălina Turcu, am înaintat un proiect pe această cale. O să vedem dacă reușim să ducem la bun sfârșit. Până atunci, eu vă doresc, dacă pot să spun. Spune ce vrei. Bineînțeles. Sărbători fericite. Să fiți sănătoși, iubiți. Vă mulțumesc în fiecare an de Crăciun pentru cadoul pe care voi, medeșenii, și toată țara mi l-a făcut în câștigarea trofeului X-Factor în 2012. Exact de Crăciun. Să vă dea Dumnezeu exact ce mi-ați dat voi mie în seara aceea. Bucurie, bucăție și sănătate. Da, înainte de urările astea sau după urările astea, așa, ai venit iar cu Băieții Răi. Da. Mâine ce ne cântați? Băieții Răi, care este The Bad Boys. Mâine o să vă cântăm, bineînțeles, muzică populară, pentru că asta știu să cânt. Așa, colinde și vreo 50 de minute de muzică rock. La ce ore urcați pe scenă? Cred că la ora 19, nu sunt sigur. Domnul Ștefan Bănică cred că va fi primul, pentru că sigur are concert în altă parte, sau e obosit după cele 40 de concerte pe care le-a avut prin toată lumea. Așa, Elena Gheorghe, suntem toți cu full band, live option, chitări, bași, tobe, voci. O să cobor în public, o să dansăm, să ne încălzim, o să vă iau căciulile din cap și mi le pun eu dacă mi-e frig și cam atât. Ok, ne vedem mâine. Ne vedem mâine, dragilor.